Domnul doctor Mihai Craiu, medic primar pediatrie, este alături de noi să discutăm despre acest subiect. Bună dimineața, bine ați revenit la InfoPlus, domnule doctor. Bună dimineața. A crescut numărul virozelor, am văzut, de sărbători și după. Riscăm până la urmă să ajungem la această epidemie? Există niște criterii foarte precise, matematice, aș spune, după care epidemiologii declară situația ca fiind epidemică sau nu. Și acestea au fost enunțate de antevorbitori, adică dacă într-un interval de timp de 3 săptămâni se observă o creștere a numărului de cazuri față de cazurile estimate, un anumit procent, dar asta trebuie să se întâmple în 3 săptămâni la rând, succesive, și dacă dintre cazurile acestea mai mult de 10% sunt confirmate ca fiind infecție gripală cu teste specifice, atunci da, avem epidemie de gripă și după cum merg lucrurile, autoritățile se pregătesc să declare epidemia de gripă. Trebuie spus că e normal. Așa s-a întâmplat în toți anii și înainte de pandemie, după sărbători, să există o circulație a virusurilor gripale sezoniere ceva mai intensă. Din cauza aglomerărilor urbane, să înțeleg, au participat la diferite petreceri, nu știu, și așa mai departe, dar parcă anul ăsta vorbim că este mai grav ca oricând, mai grav, în sensul în care sunt mai multe cazuri. Da, cred că trebuie un pic nuanțat pentru ascultătorii noștri, ca să nu se sperie toți părinții de copii. Realmente grav este numai la extremele de vârstă. Deci copiii foarte mici, sugarii sau copiii de un an, un an și un pic, și bunicilor, mai ales dacă au comorbidități. Și le-a listat foarte bine unul din antevorbitori, în special pacienții cu boli oncologice, cu diabet, cu transplant de organ. În celelalte grupe de vârstă pediatrice, da, sunt foarte multe cazuri, sunt mai multe decât în anii dinainte sau în orice caz sunt mai multe decât în ultimele 3 ierni, când purtatul măștilor și distanțarea a scăzut oportunitatea acestor virusuri să se manifeste în societate și de asta ne-am dezobișnuit un pic. Deci, pe de o parte, e percepția unui dușman foarte mare, pentru că ne-am obișnuit cu binele, ca să zic așa, și pe de altă parte este datoria imunologică, deci o cantitate ceva mai mică de anticorpi protectori în toată circulația asta a noastră prin lume, acum de când s-au dus restricțiile și de când nu mai poartă nimeni mască, au favorizat fenomenul. Era normal să se întâmple. Bun, vorbim despre viroze, gripe, avem și COVID. Cum putem să le diferențiem, domnule doctor? În principiu se poate dacă există semne evocatorii. La începutul pandemiei cu SARS-CoV-2, pacienții care își pierdeau brusc mirosul și gustul erau aproape în mod matematic confirmați cu infecție cu noul coronavirus. Mutațiile succesive și mai ales această întreagă pletoră de variante Omicron nu prea mai produc în mod tipic pierderea de miros și gust. Deci nu putem să recunoaștem imediat infecția cu SARS-CoV-2. Dar pentru gripă, caracteristica esențială este debutul brusc și violent, e fast and furious gripa, adică îți duci copilul la grădiniță dimineață aparent bine și la prânz te sună educatoarea că are copilul 40 de grade. Deci gripa vine dintr-o dată și produce 2 mari categorii de semne. Unele respiratorii cu tuse și febră mare și al doilea manifestări generale, adică nu-i numai o boală respiratorie. Te doare tot corpul, capul, mușchii, burta, poți să ai vărsături și diaree. Deci o boală care pare a întregului corp e mai degrabă gripă. Și în fine, virusul sincițial respirator produce, în special la cei mici, un zgomot special care se cheamă wheezing, ca un fel de fluierat, ca un șuierat. Cum face samovarul când fierbe, dacă știți la ce refer. Da, am înțeles. Există probleme în fluxul de medicamente pentru astfel de afecțiune? Aveți semnale în acest sens?
Noi la institut avem tot ceea ce ne trebuie. Trebuie spus populației că noi românii avem tendința să asociem un nume comercial cu produsul în sine. Da. Dacă vă aduceți aminte, la începutul anilor 90, pe toate magazinele unde se făceau copii, scria deasupra Xerox. Sau toți pantofii de sport erau Adidas. Da. Da. Există oseltamivir, deci antiviralul vândut sub numele original de Tamiflu pentru gripă și sub alte denumiri generice. De altfel, autoritățile au anunțat că și pentru antitermicele de copii și pentru siropurile de tuse, pentru toate există copii ale altor firme, nu cele care au produs, să nu dăm nume comerciale acum. Deci, la farmacie, farmacistul știe să spună dacă îi zicem copilul are vârsta putare, să ne recomande un înlocuitor care conține concentrația oportună pentru copilul de vârstă respectivă. Deci și funcționează la fel. Funcționează la fel, are același efect, adică nu-s mai slabe sau mai de proastă calitate. Da. Copiile făcute conform Agenției Europene a Medicamentului cu un anumit standard de calitate trebuie să fie biosimilare, adică să aibă, din punct de vedere al siguranței, același număr redus de efecte adverse și de punct de vedere al eficacității, cum ați spus și dumneavoastră, să fie la fel de puternice, ca să le spunem ascultătorilor noștri. Deci nu sunt mai slabe, faptul că sunt făcute de altă firmă. Da, da, da. Bun, pe final, domnule doctor, și pe scurt, ce sfaturi aveți pentru noi toți? Că vă vedeam chiar zilele trecute într-un material la noi, la TVR Info. Să nu venim să dăm fuga la camera de gardă unde putem să ne infectăm cu alte virusuri dacă avem anumite simptome pe care le-am mai avut cu o săptămână, două, trei în urmă. În principiu, cred că trebuie să rămânem calmi, pentru că emoțiile noastre negative, mai ales la copii, se transmit cu mare ușurință și asta nu ajută în evoluția unei boli. Și al doilea lucru, să recunoaștem semne generale de pericol. Un copil care respiră foarte dificil. În fine, doarmă liniștit. Da, trebuie evaluat de medic neapărat și trebuie să venim la urgențe. Dar un copil care are numai nasul înfundat și curg mucii și strănută și tușește ca și la celelalte răceli, cred că poate fi manageriat acasă cu sfatul medicului de familie pentru 2-3 zile. Deci asta trebuie să avem răbdare. 2-3 zile pentru că o viroză obișnuită se îmbunătățește. O boală la un copil care e foarte grav bolnav înainte de viroză, că e operat pe inimă sau are o problemă neurologică, da, trebuie dus imediat la spital. Mulțumesc.